Prietene, vă salut! Astăzi suntem în 21 iunie, suntem cu câteva zile înainte de a începe ultimul cules mare pentru sezonul dat, cules la floarea soarelui. Deja avem câmpuri unde începe a înflori floarea, cred că cel mult 4-5 zile deja după ordinii și o să înceapă să vadă că s-a început culesul la floarea soarelui. Ce vrem să arătăm astăzi, în ce stare sunt acești roi. Vă amintesc că acești roi au fost făcut pe data din 9 mai, pe boci. Stupul de 6 rame împărțit în două, două rame de puiet, două rame de puiet, câte o foiță, două boci. Până la moment au primit 3 hrănitoare de sirop. Și deja astăzi am terminat, am scos câte o regină practic din fiecare. S-au unificat. Și deja săptămâna viitoare, începând de luni, o să venim cu gratii și o să mergem mai departe cu magazii. Primele magazii le vor primi doar cu foite din cauza că este foarte mult albine tânări. Asta ne va ajuta ca să le crească mai repede. Mai departe deja o să mergem cu rame crescute. Vrem să arătăm ce înseamnă un roi făcut mai din timp. Practic aceeași soartă au roii făcuți până pe data de 20-25 mai. Aici deja avem a doua serie de puieți sau a doua generație, mai corect a doua generație de puieți care deja se căpăcește. În mare parte albina care e în acești roi e albina de la reginile care aici au fost puse. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că până o să înceapă culesul de floarea soarelui, toate ramele vor fi deja căpăcite cu puiet. Albina nu o să aibă unde să depui mierea jos, toate mierea o să fie depusă sus. Asta ne va ajuta să nu se blocheze, asta ne va ajuta ca matca să aibă mai departe un ponta și să avem roi frumoși sau familie frumoase intrate în iarnă. Împreună o să arătăm un exemplu cum se arată la moment. Da, Nicol, să vii mai aproape, de să dau pe jos. Așa, aici noi ce am făcut? Am scos o matcă, am scos diafragmă, măcile care au rămas le-am pus în așa cușculiți și au rămas deschise, adică doar cu hrană a fost plină, o zi, două a fost dat drumul, repijor ne uităm ce puiet avem aici. În mare parte sau cred că 50% sau un perechet în fiecare două măci din prima dată, la o parte din ele am mai pus boci din cauza că am avut. Noi asta nu facem și nu vom mai face, dacă pur și simplu la acel moment când am făcut prima verificare, apropo, prima verificare după data din nou am făcut-o după 3 săptămâni, ca să fim atunci deja foarte ușor le lucrez, în sensul că vezi care matcă deja pontează și are puietul, matcă pusă din botcă din mine sau care este ieșită din bocile lor, acolo încă nu are puiet, acelea se omoară și se introduc alte boci. Practic, din momentul când s-au format, asta e a treia, sau a doua intervenție, nu e a treia, dar e a doua intervenție. Așa. Aici e o ramă nouă cu puiet care eclozionează. Când s-au verificat dacă măcile au început să lucreze și unii au început să lucreze sau nu, tot în acea zi s-a intervenit și cu tratament. Poftim albina care iarăși tot eclozionează. Tot albina care o vedem aici pe ramă e albina de la reginile date. Optim. Aici deja tătul eclozionat este tăt pontat. Aici la fel. Stric. Aici tot deja este în larvă. Este iarăși, cum am spus, a doua generație de puiet. 4. Vedem ce au marginașele. Aici tot e semănat, partea asta e semănat și luat în creștere.
Poftim cât albină pe ramă se vede. Iarăși, aici tot avem în larvă, n-am văzut matca, dar aici tot e pontat. Poftim, 6 rame de puiet. Astea sunt cele două foițe care au fost puse în momentul când s-a format acest roi. Aici am avut două tipuri de foiță, asta așa ca o paranteză, e o altă temă de discuție. Și au rămas piramide astea vechi, am avut foiții de mai mulți ani luate din comerț. O diferență foarte mare la calitatea de puiet față de foițele care noi acum le facem ultimii ani la domnul Mihai Curjos. Acum, ca concluzie, dacă noi făceam acești roi separat, era să am două unități, dar la floarea soarelui mierii nu aveam, sau dacă aveam foarte puțin. Când roiul e mic și intră în floarea soarelui, este nevoie foarte multă muncă cu el, din cauza că dacă nu lucrăm, nu-i dăm rame crescute, el se blochează. În loc de două slabe, am făcut unul bun, o matcă. Apropo, măcile care le scoatem de aici, în mare parte, sunt folosite pentru a fi schimbate măcile în stupinile noastre și avem o parte de clienți care sunt gata să plătească mai mult doar să cumpere măci de pe ramă mare, nu din nuclei. Din 90 de roi formați, astăzi unul l-am scuturat și 4 sunt slabi, care din prima dată nu o să primească câte un magazin cu foițe. În restul, cam așa cum ăsta, care e mai bun, care e mai slăbuț. Sunt mai slăbuți acelea care nu s-au primit matca sau după ce s-au marcat prima matcă, ceva s-a întâmplat și ei au dispărut. Și acolo o să retragă sau o să fie puțin mai slabi ca miere, dar în mare parte, după floarea soarelui, tot o să fie un fel. Planificăm din fiecare roi, deci să mai scoatem câte o ramă de puiet, să formăm roi târzii cu reginii pentru rezervă. Asta e ceea ce facem la moment. Așteptăm floarea soarelui, eu vă doresc la tot pace și multă, multă sănătate!